Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Suntem din nou împreună și în fața micilor ecrane ne puteți urmări, dar și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde puteți să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Discutăm astăzi despre prezentul și viitorul orașului Hațeg, o zonă extrem de ofertantă din foarte multe puncte de vedere și încercăm astăzi să vedem care este situația actuală, dar și cum va arăta, poate, de ce nu, în viziunea invitatului meu, orașul Hațeg și tot ceea ce ține până la urmă de această comunitate în viitor. Vom discuta destul de multe subiecte interesante, așa că rămâneți alături de noi, de mine și de domnul Nicolae Timiș, consilier local al orașului Hațeg. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Sunt multe de spus despre această zonă. Se vorbește, se scrie foarte mult despre Hațeg, despre țara Hațegului în special, doar că aici este cumva nucleul. Hațegul este epicentrul, dacă putem spune, țării Hațegului. Sunt multe lucruri care ar putea să dezvolte și mai bine, la fel ca în orice altă comunitate până la urmă. Întotdeauna există loc de mai bine, de mai mult, doar că mai contează și modul în care autoritățile se implică, dar și oamenii, pentru că, o spun de fiecare dată, este important să fie o echipă foarte bine sudată între autorități și oameni, cetățeni. Sunt greu până la urmă de educat, poate, și o parte dintre cetățeni pentru a-și face singuri, poate chiar curățenie în fața curții, să nu aștepte de fiecare dată ca primarul, consilierul local sau mai știu eu ce alți oameni care iau decizii în acea comunitate să facă aceste lucruri pentru ei. Dar cred că nu este imposibil până la urmă să se formeze o astfel de echipă. Sigur, despre Hațeg sunt multe de spus. Sunt multe de spus pentru că toată lumea care vine în țara Hațegului intră în mod direct prin sau trece prin orașul Hațeg, fie că vine de către Deva sau Hunedoara, fie că vine de către Valea Jiului sau fie că vine de către Banat. Din păcate, noi Hațegul mai avem multe de făcut și zic eu, din punctul meu de vedere, că suntem în urmă. Suntem în urmă pentru că lucrurile în anumite zone au evoluat mult mai mult și mult mai bine și de aceea, vedeți, dumneavoastră, este o zicală din popor cu multă înțelepciune, că omul sfințește locul și să știți că îl sfințește. Dacă vă uitați și la o casă frumoasă, asta presupune în mod automat că acolo este un om gospodar, că acolo este un om căruia îi pasă de ce se întâmplă în curtea lui, căruia îi pasă de ce se întâmplă cu casa lui. Și că de câte ori este nevoie, intervine și face ceva și niciodată nu stă cu mâinile încrucișate. Așa și orașul, indiferent că se numește Hațeg sau alt oraș, are nevoie tot timpul de un gospodar. Primarul, după mine, este primul gospodar. Deci este primul gospodar, cel care se ocupă de totul ca și comunității să-i fie bine, ca orașul să fie cât mai confortabil, ca orașul în care trăiesc cetățenii să se simtă cât mai bine. Unii vor spune că nu primarul trebuie să le facă pe toate, să le știe pe toate în ceea ce privește gospodărirea orașului. Este sau nu așa? Știți cum? Opinii sunt multe. Într-o anumită măsură, primarul trebuie să le știe pe toate. Deci să știți, v-am spus, ca și acasă, trebuie să știi și partea tehnică la o instalație electrică, chiar dacă ai meșter la dispoziție, cel puțin trebuie să vezi când s-a defectat și să chemi meșterii respectivi, și un gard dacă se strică la fel, și o conductă dacă se sparge la fel, așa și în oraș. Deci mai contează și de oamenii de care te înconjori uneori. Normal, nu? cum spuneam că ochiul stăpânului, vă spun, îngrașă o vacă. De să spun. Faptul că privești și cunoști de fiecare dată intervin atunci când este nevoie, nu trebuie să fii atot știutor. Nu trebuie să fii și lăcătuș și electrician și mecanic și economist și jurist. Nu!
trebuie să știi să le gospodărești, trebuie să le știi să le vezi prin echipa pe care o ai, pentru că la primărie niciodată nu e singur și mai este așa o denumire de ajuns de clară. Zice aparatul de specialitate al primarului, pentru că primarul până la urmă ormei poate să aibă știu eu ce pregătire. El este ales de cetățeni pentru anumite calități. El trebuie să fie practic un bun manager. Sigur că, dar eu am zis gospodar. Sigur că dacă ne ducem în termenii noi de acum, se traduce prin un bun manager. Da, eu am zis să fim mai români, să nu ne americanizăm sau englezăm așa de mult. Deci trebuie să fie un bun gospodar, trebuie să le vadă pe toate și acolo unde este nevoie să știe să intervină prompt. Și am spus de ce, pentru ca cetățeanul să se simtă bine. Doi, să simtă că dacă plătește impozite și taxe, cineva se ocupă și are grija lui, are iar grija străzilor. Iar acei bani se reflectă în lucrări care sigur se că da. În comunitate. Că iluminat are, că circulă pe o stradă bună, că are apă, că are un părculeț, că are o stradă curată, că are tot ce trebuie să aibă un oraș bine gospodărit. Și de aceea vă spuneam că primarul poate să aibă o altă calificare, are un aparat de specialitate, dar calitatea de bun gospodar trebuie să o aibă în mod obligatoriu. Că fără ea, credeți-mă, nu poate ține lucrurile la un anumit nivel. Și eu zic că la ora actuală orașul Hațeg are nevoie de un gospodar bun. Are nevoie de un gospodar care le vede, le știe, care le face și care creează acel confort cetățenilor. Dar vedeți? Sunt multe proiecte care sunt demarate aici în orașul Hațeg. Vedem... Sunt proiecte și aveți dreptate, dar sunt proiecte de nivel de comună sau e un drum care nu duce nicăieri, care duce într-un pârâu sau e o pistă de biciclete care se învârte pe la o fostă fermă din Hațeg sau sunt... Hațeg are nevoie de altceva. N-are, vă spun câteodată, din păcate, sunt banii rosiți. Să știți, pentru că trebuiau să fie alte proiecte. Sunt străzi care nu au încă apă canalizare, sunt străzi care încă nu au gaz. Nu sunt proiecte străzi... pentru... Nu le acopere pe toate. Rețele. Nu le acopere pe toate. Sunt străzi care nu au asfalt. Să știți. Deci, din păcate, sunt multe lucruri. Sunt străzi care nu mai sunt asfaltate de 20 de ani. Sunteți consilier local. Nu ați venit cu astfel de propuneri pentru a fi reabilitate, modernizate și aceste străzi? Mă bucur și în același timp mă distrez. Pentru că noi, consilierii locali, de multe ori se formează o majoritate. Și noi am fost tot timpul în opoziție și faptul că am fost în opoziție, totdeauna urechea celui care trebuie să audă nu este aplicată înspre noi. Este aplicată spre ce crede el că e bine, câteodată și fără să ne consulte, ne bagă. De multe ori am pomenit cu proiecte pe care ne sunt băgate sub nas, să folosesc termenul ăsta, fără să nici să explice ce, cum, unde și ce se întâmplă. Dar există, în mod normal, ședințe înainte de aceste păi, în ședința, ședințe de consilii locale în care se discută acele proiecte. Ascultați-mă, proiectele se fac de cei care trebuie făcute și nu sunt explicate suficient încât tu, ca și consilier local, să ai la cunoștință absolut tot ce votezi. Și de multe ori asta am făcut eu în Consiliul Local. Vă rog, explicați, pentru că majoritatea din Consiliul Local nu știu ce votează. Și din păcate așa era, nu știau ce votează. De exemplu, este un proiect cu centru. Un proiect care nouă nu ne-a fost prezentat niciodată, să știți. Noi nu știm ce se întâmplă, cum se întâmplă. Am auzit din anumite discuții. Dar a trecut prin Consiliul Local acel proiect. A trecut în celălalt mandat. Mă înțelegeți? El încă nu s-a implementat nici acum, că sunt proiecte care să nu credeți că dacă sunt proiecte, gata, se implementează peste noapte toate. Păi durează uneori și aprobarea unor, durează foarte unor avize, mulți ani. Partea nu. Aceasta birocratică deci, poate durează să foarte mulți ani. Dar totdeauna când faci un proiect cu impact pentru populație, cum este centrul orașului, părerea mea este că trebuie să consulți cetățenii. Trebuie să-i consulți în mod obligatoriu. Cel puțin în consiliu ăsta nimeni.
Deci de-aia vă spun că nu știm ce se întâmplă. Din ce ne-o spus așa, paralel cu ce se întâmplă acolo, am înțeles anumite lucruri. Un lucru este important, v-a spus și mă repet, când sunt proiecte cu impact asupra populației sau trebuie consultată și populația, cum văd ei centrul orașului și pe urmă te apuci să scrii un proiect. Nu-l vezi tu prin viziunea ta sau unui inginer sau unui arhitect și gata, vrei să... De exemplu, din câte am înțeles eu, de acolo va dispărea multă vegetație. Ceea ce nu mi se pare corect. Hațegul suferă de lipsă de vegetație. Deci nu ca să vii și cea din zona centrală și să o tai și să pui alți pomi sau altă vegetație care crește în 50-60 de ani. După mine, tot ce este acolo trebuie protejat. 2. Să mai faci parcări acolo mi se pare nonsens, adică este un centru sufocat. Dacă dar mai este vii, nevoie și de locuri de parcare. Este, dar nu le pui în... Auziți, nici în curte nu pui în mijlocul curții parcarea. O pui de o margine, o pui de o laterală, nu le îngrămădești toate în buricul târgului. Scuzați-mi termenul. Păi atunci ne sufocăm. Cei din centru plus se ștrangulează orașul, de nici nu mai poți să treci. Adică trebuie să te duci cu parcări. Hațegul nu-i Bucureștiul, nu-i Clujul, nu-i Timișoara, nu-i nici Deva. Hațegul este un orașel mic. Trebuie să te duci, dar trebuie să te duci cu parcările spre exterior încât să aerisezi zona centrală. Ați ridicat aceste probleme în Consiliul Local? De fiecare dată, v-am spus, noi fiind în opoziție, vocea noastră nu contează. Adică, practic, cu alte cuvinte, nu suntem ascultați. Sunteți împotriva acestui proiect sau considerați că ar putea să fie îmbunătățit, să spunem, ca să înțelegeți, să înțelegeți un lucru și să-l înțelegeți și să fie clar pentru toată lumea. Nu poți fi împotriva unui proiect. Poți fi împotriva modului în care este gândit. Deci nici de cum împotriva unui proiect. Vă repet, să mai faci parcări în centrul orașului nu mi se pare corect. Să tai vegetația nu mi se pare corect. Și vă spun cu cea mai mare sinceritate, în condițiile în care voi câștiga primăria orașului Hațe, voi face totul încât acel proiect să se implementeze, dar în forma dorită de populație și de așa manieră încât să nu sufocăm orașul, centru și să-l aerisim. Asta oamenii vor decide, dar ați atins un alt subiect despre care vom discuta astăzi, acela că ați trecut de la Pro-România la PMP, Partidul Mișcarea Populară, urmând ca în 9 iunie să fiți candidatul acestui partid pentru alegerile locale, pentru funcția de primar al orașului Hațeg, care și în primul rând de ce ați luat această decizie de a trece de la Pro-România la PMP, pentru ca mai apoi să discutăm și alte detalii. Să vă spun un lucru, nu vedeți că este la modă ca toate partidele să se asocieze, chiar dacă se asociază și contra naturii și mă uit la dreapta cu stânga, la nivel de vârf, s-au asociat din dorința de a păstra puterea. Ei, pe dreapta a rămas cam liberă, dreapta asociindu-se stânga cu dreapta, zic că nu mai doctrinar, nu mai există nimic, adică practic zona dreptei este liberă și atunci s-a creat aici un nucleu și se acoperă deficitul de doctrinar pe partea dreaptă și alianța asta se numește Alianța Dreapta Unită, în care intră trei partide. Intră USR-ul, intră PMP-ul și Forța Drepte. V-am spus, din dorința de a să păstra și un echilibru la cei de la vârf care s-au aliat să-și păstreze ei puterea. Oare într-o societate democratică nu poți să lași goluri de genul ăsta. 2. Trebuie ca oferta să fie cât mai mare încât cetățeanul să aibă de unde alege. Ei, în condițiile în care partidele de la vârf și de la putere, de la ora actuală, că ei sunt la putere, deși își fură unii la alți primarii și consilierii și așa mai departe, ei sunt la putere, dar vor să rămână acolo, indiferent cum va fi. Atunci s-a creat în partea dreaptă, v-am spus, o alternativă care să dea posibilitatea oamenilor să găsească și din partea dreptei candidați. De ce PMP-ul?
Pentru că în Pro-România am câștigat într-un scor bun acum 4 ani. Din păcate, Pro-România s-a autodizolvat. Încet, 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 după 4 ani, deși am avut aproape 10% în județul Hunedoara, eu la Hațeg, mult mai mult, dar bine, la locale contează omul, nu partidul, am rămas aproape fără nimic, adică mai nici există un lider al Pro-România la nivelul județului? Nici nu mai știu dacă există, pentru că a fost plecat, la un moment dat s-a întors, în 4 ani de zile n-am reușit să ne adunăm de prea multe ori, deci practic n-a mai existat, nu cred că o mai auzi nimeni aproape de Pro-România de 4 ani de zile. Și atunci sigur că o trebuie să ne reorientăm, nu numai eu, mai mulți colegi care s-au dus în diferite zone. Ba mai mulți, unii ne-au plecat la cei de la vârf. Știți cum e, când începe campania electorală, fiecare, unii nu se mai regăsesc, unii nu-ți mai doriți în unele partide, unii nu mai ocupă locuri de consilier sau ce doresc, și atunci începe un fel de mișcare. Fiecare se duce unde crede că se regăsește cel mai bine. Eu, după ce m-am consultat cu echipa mea, am hotărât să mergem la PMP-ul. Și v-am spus în această alianță de dreapta unită. Pentru că e nevoie de dreapta și v-am spus, a creat un coloar pentru că PNL-ul s-a dus în alianța cu PSD-ul și că este nevoie și de dreapta și e nevoie ca cetățeanul să aibă și candidați din partea dreptei. În mare, cam astea sunt motivele. Sigur că am plecat cu gânduri de a câștiga alegerile, pentru că așa cum v-am spus, Hațegu are nevoie de un gospodar și că de când am plecat eu au fost mulți după mine și că cetățenii pot să aibă o imagine clară ce s-a întâmplat pe perioada lui Timiș, ce s-a întâmplat pe perioada lui Celălan, ce s-a întâmplat pe perioada asta de acum și că pot să aleagă ce consideră ei că este mai bun pentru Hațeg și de ce primar sau administrator sau manager are nevoie Hațeg un viitor, pentru că vă spun, fără nicio supărare, Hațeg o înțepenit, să știți. Eu, poate este viziunea mea, dar dacă mergeți pe stradă cu certitudine veți auzi de la mai mulți cetățeni. Nu s-a mai întâmplat nimic, nici într-o zonă. V-am spus, sunt proiecte, proiectașe. Și din postările pe care le vedem pe paginile de socializare, da, ale primăriei, ale, da, primarului, vedem că totuși sunt lucruri care se mișcă. Sunt lucruri mărunte. Sunt într-o zonă în care, v-am spus, un drum care nu duce nicăieri. Deci nu priorități erau în zona asta. Deci priorități erau, dau de exemplu o prioritate, era o linie de centură, o altă variantă care să descarce traficul din DN66 în DN68. Acolo este un proiect pentru realizarea unui sens giratoriu. Ăla-i fix. Ăla-i făcut de către CNAIR. Nu-i făcută de administrație. De pe vremea mea s-o tot perpetua. Ba-l facem azi, ba-l facem mâine, ba în perioada de garanție a drumului, ba nu putem umbla la drumuri, că o fost reabilitat pe fonduri europene. Deci aia este treaba Companiei Naționale de Infrastructură Rutieră. De a veni să ne batem în piept eu, că eu l-am început, sau următorul după mine, sau ăsta de acum, ar fi un nonsens, pentru că acolo e un cumul de factori și când o hotărât CNAIR-ul că îl face, atunci l-a făcut. Nu este al primăriei, nu este al Consiliului Local, v-am spus acum este. Și dacă venim acum și batem în tobe ce mare realizare s-a făcut în 4 ani, păi atunci trebuie să ne luăm geanta, să ne ducem, să ne mutăm în altă parte, pentru că atâta s-a făcut în 4 ani. Și primarul poate să facă lobby, ani. Poate avea discuții, auziți, cu reprezentanții Companiei Naționale de Compania Națională de Investiții, v-am spus, ei sunt la Ministerul Transporturilor și că ei gândesc lucrurile astea în mod clar de a descongestiona, fără de a te duce tu neapărat.
V-am spus, și eu am fost. Păi, dacă vrei să faci lobby, ai pentru ce să faci lobby un Hatzec. De exemplu, centura nu este preluată din 2007. Preia-o, lărgește-o și fă-o să fie mult mai funcționară. Centura aia mică, așa cum este. Dacă vrei să faci lobby, nu să vii să spui că acum aveți, Doamne, eu am făcut lobby sau celălalt dinaintea mea sau cel de după mine sau fiecare poate are o contribuție mai mică sau mai mare, nu pot avea mai acolo, dar aia nu înseamnă să te împăunezi și să spui un mod să, că ai făcut un sens giratoriu în orașul Hatzec. Dacă de atâta ne cramponăm și acolo a fost, să știi, sensul nu a fost așa de acolo zona, n-a fost așa de periculoasă, că a fost semaforizare. La un moment dat cineva a hotărât să o desfințeze. Și atunci a devenit... Semaforele mai sunt acolo, doar că nu mai funcționează. Sigur că da, deci acum... Ei, uitați-vă și la Călan. Păi nu poate să vină cel de la Călan să spună, vai Doamne, eu am făcut sensul ăla, giratorul de acolo, ce ne-am străduit și ce ne-am chinuit și așa mai departe. Nu, CNAIR-ul a ajuns la concluzia că acolo trebuie un sens giratoriu și ei îl fac. Sigur că te poți duce și, dar ei îl fac când au timp, bani și când consideră ei. Și v-am spus, nu este un proiect fantastic pentru orașul Hatzec, este o necesitate pe care nu o contestăm. Necesitatea este și centura. Acolo, lobby-ul, da, dacă se făcea lobby. Traficul este destul de intens, așa cum spuneați, din toate zonele, da. Și dacă vii de la Petroșani și vrei să ajungi la Deva, dacă vii de la Caransebeș, de oriunde, tot prin Hatzec și pe acea centură trebuie să transitezi. Da, dar dacă centura o scoți, o anumită zona orașului Hatzec este... să nu zic stresată, pur și simplu îngrozită de traficul care este pe acolo, pentru că traficul din Banat, din Banat care intră în și merge pe centură, se duce pe două străzi principale din orașul Hatzec. Vă dați seama, trafic greu. De ani de zile li s-a promis la cetățenii că scapă de traficul greu, că centura, rolul ei este să scoată traficul greu dintr-un oraș, da? Ei, după 34 de ani, dacă nu avem o centură ocolitoare, numai o parte pe care am făcut-o eu la un moment dat și care nu a fost începută de pe vremea mea. Asta vreau să zic, că poate unii vor spune acum de ce n-ați făcut dumneavoastră. Dar să vă spun, deci de pe vremea mea, eu cred că dacă își amintesc câte am făcut, am luat o primărie schelet, am reușit să o finalizez, am făcut o centură, am băgat 33 de kilometri de apă, canalizare. Deci dacă vă spun, n-are rost că mă întind prea mult să vă spun. Le-am făcut. Sigur că în ritmul ăsta am făcut și demersurile tot la CNAIR pentru o centură. Și am ajuns aproape în faza de expropiere terenuri. Și ce s-a întâmplat din acest punct în continuare? Înghețat, gheață la mal, nimeni nu a mai făcut nimic, nimeni nu a mai interesat nimic, la revedere. Ba, am mai avut o problemă cu cetățenii care li se părea că sumele despăgubite din nalați care le dau pe despăgubire sunt mici, dar sunt niște lucruri clare vis-a-vis și la expropiere. Se stabilește un preț, nu pe care îl hotărăsc eu, sau îl hotărăște CNAI-uri. Vin oameni pregătiți în domeniul ăsta, stabilesc prețul conform legilor în vigoare, cetățeanului dacă nu-i convine să duce și dă în instanță, dar aia nu înseamnă că barăm drumul. Drumul trebuie să meargă înainte. Și traficul trebuia scos. Ei, dacă realiza administrația asta și dinainte după mine, măcar ce am început eu în fază de discuție, să-l ducă mai departe și acum să înceapă construcția la o centură de ocolitoare a orașului Hatzec, era fantastic. Dar în calitatea noastră de consilier local ați fi avut această posibilitate de a readuce în atenția celor din administrația actuală acest proiect. Vă repet. Iar un proiect bun pentru cetățeni nu ar trebui să fie respins indiferent de coloratura politică. Dumneavoastră vorbiți ca la carte. Din păcate în consilii locale nu se întâmplă așa ceva. V-am spus. Tot ce vine de la o poziție, din păcate, este otrăvit. Deci este otrăvit. Tot ce ai făcut tu înainte nu-i mai bun ca să-l ducă mai departe. Asta nu este o atitudine deci, bună păi, dacă acel proiect este în beneficiul oamenilor. Este o greșeală imensă, dar din păcate unii oameni și viceversa când vin este în administrație. Dacă opoziția refuză să aprobe un proiect doar pentru că de dragul de a face opoziție, și aici este greșit. Am ajuns în Consiliul Local pe vremea mea să nu voteze proiecte de hotărâre pentru oraș că veneau de la mine.
mine, doi să mă încurce ca să nu mai câștig alegerile, să zic că primarul n-a făcut nimic. Ei, dacă vii cu ceva din opoziție, perfect viabil și necesar pentru oraș, v-am spus, este privită ca și un proiect otrăvit. De ce vine? Păi nu vă povestesc, mă rog de ei să repare pe centura care este un pod, pentru că perioada de iarnă cu dilatări, știu eu, îngheț-dezgheț, l-a transformat în niște denivelări acolo. De 3 luni sau de 4 luni de zile, dacă luați procesele verbale de la aproape fiecare ședință, amintesc acest lucru de cel puțin 3 luni de zile, absolut nimic. În condițiile în care orice administrație are alocați bani pentru reparații drumuri. Dar v-am spus, pentru că vine de la mine, deci câteodată vă spun lucrurile astea nu duc la progres. Eu niciodată n-am pus barieră sau n-am încercat să barez pe un consilier sau indiferent ce era, dacă venea cu un proiect constructiv. Nu! Dacă vine de la noi, nu este bun. Ba mai mult, la un moment dat am venit cu amendamente de a reduce impozitele și taxele. Sigur că în formula în care propuneam eu nu era corectă. Nu era formula cea legală. Dar putea să mi se spună, nu asta este formula, este asta. Putem să facem, că acum nici eu nu stăpânesc toată legislația în domeniu. Putea să mi se spună, da, nu se poate așa, se poate altfel. Primul lucru a fost să respingă, nu. Păi zic, fraților, au crescut impozitele și taxele cu rata inflației de fiecare dată, salariile n-au crescut. Curentul și gazul i-au zăpăcit pe oameni, creșterile i-au dat peste cap, de nu mai știu un cotrol să se duc. Salariile n-au crescut. Noi venim și noi, cei de la administrația locală, și le punem de fiecare dată, e drept, așa prevede legea. Exact. Le punem indexările. Dar haideți, fraților, să venim și să încercăm care sunt posibilitățile. Creștem cu cât spune legiuitorul cu lata inflației, dar venim și vedem care sunt posibilitățile să reduci. Firește că după refuzul acela în Consiliul Local, m-am dus și am luat legea, am studiat-o, m-am mai consultat și m-au dat alte posibilități de a reduce impozitele deci și taxele. Deci, dumneavoastră spuneți că ar exista varianta, posibilitatea ca cetățenii să plătească mai puțin pentru aceste taxe și impozite, chiar dacă ele sunt indexate cu rata inflației? Exact. Le indexezi cu rata inflației și vii și reduci procentul. Și atunci, în mod automat, reduci povara. Reduci povara. Legală. Ascultați-mă, nu numai legală. Cu firmele mici, dacă vă uitați cu IMM-urile, și acum este în discuție, a fost în iarnă o lege care s-a modificat printr-o ordonanță, crește și acolo impozitul pe cifra de afaceri, a fost 1%, se duce 3%. Dom'le, pur și simplu pe firmele mici, după mine cel puțin, încerc să le sufoci, adică le pui atâtea impozite și taxe încât aproape că îi sufoci. Dom'le, ea este atât de benefică pentru o societate, o firmă mică și mijlocie, sau pentru că dai de lucru la alt oameni. Doi, plătești impozite și taxe. Plătești asigurări de sănătate. Plătești CAS-urile. Trei, nu vine cu mâna întinsă la primărie, dăm ajutor social și așa mai departe. Deci în loc să vii să-i ajuți, de la nivel central, îi se dă în cap la firma mică. Îi se pun tot felul de impozite și taxe, să înființează de omul pur și simplu, obosește să le plătească. Mulți au și vine, renunțat la micile afaceri. Câte s-au închis că vă speriați. Mai vine și administrația publică locală, colac peste pupăză, le mai mărește și impozitele și taxele, că așa spune legiuitorul și ești obligat. Și am spus, asta nu mi se pare... peste tot exact, în țară, da, nu dar am spus un lucru, nu mi se pare corect ca eu, Consiliul Local, să măresc impozitele și taxele, că așa mă obligi tu statul, dar nu-mi dai posibilitatea să și le reduc.
Adică mă obligi pur și simplu numai să le măresc fără impozitatea asta. Păi atunci ce rol are? Mai am în Consiliul Local, pentru ce mai mă votează cetățeanul dacă eu n-am posibilitatea să-l sprijin? Deci sunt niște lucruri foarte ciudate. Și atunci trebuie să te duci în lege, să iai și să o cauți și să vezi și să găsești acea portiță prin care poți să sprijin. Prin care poți să sprijin și cetățeanul, poți să sprijin și IMM-urile. Pentru că altfel v-am spus, ajunge într-o situație în care dispar tot mai multe firme. Dar să ne reîntoarcem la orașul nostru, la Hațeg. V-am spus, deci sunt proiecte mici, sunt proiecte de comună, sunt proiecte de sat, pentru că Hațeg are nevoie de mult mai multe lucruri. Asta este părerea dumneavoastră. Sigur că da, păi de aceea sunt aici să mă spun. Mergeți și pe stradă și întrebați și veți ajunge la concluzia că ceea ce spun eu aici este adevărat. Pentru că lucrurile în Hațeg nu stau strălucit, să știți, din punct de vedere al investițiilor. Vă repet, nu cu o pistă de biciclete și cu niște capete de străzi care sunt asfaltate și nu duc nimănui. Da, dar sunt taxe de finanțare special dedicate pentru piste, nu, pentru biciclete, spre exemplu, și atunci poate ar fi păcat să nu fie mă pot accesate. Duce, da, dacă o duc pe unde trebuie și fac un circuit bun. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă o duc prin nu știu ce plantație sau pe nu știu ce pârâu sau pe nu știu ce drumuri agricole, care după ce ai făcut tu pista, vrei, nu vrei, vin cei cu tractoarele să-și lucre terenurile și în câțiva ani te vezi că în loc să fie pistă este altceva. Adică să mă înțelegeți un lucru și v-am spus de la început, nu sunt împotriva la niciun proiect. A nu se înțelege greșit. Dar un proiect trebuie să aducă un plus pentru o comunitate. Pentru că, să mai rețineți un lucru, în toate proiectele care vin, se regăsesc și banii hațeganilor. Să știți. Pentru că toate au și o cofinanțare mai mare sau mai mică. Și atunci, de aceea, domnule, fac traseul. Care traseul fac? Vă spun ce v-am spus și data trecută. Haide să ne consultăm cu cetățeanul. Haide să vedem care în viziunea cetățenilor din orașul Hațeg ar fi cel mai bun traseu. Dumneavoastră ați făcut asta cât erați primar pentru aproape orice proiect, vă ați consultat cu cetățenii? Nu, numai un pic, numai un pic. Pe vremea noastră au fost foarte puțini bani și am făcut o prioritate. Prioritatea erau spitalele, erau școlile atunci că nu trebuia să consult cetățeanul ce școală să faci mai repede. Școala 1 sau 2? Pentru că era o necesitate, pentru că vremurile veneam după o perioadă din comunism în care lucrurile nu evolua și banii erau extrem de puțini. Nu era generos, exact, nu era așa de generos nici statul, nu intrasem nici în Uniunea Europeană. Am intrat, dar eu am prins o perioadă foarte mică. Scurtă. Nu erau bani cu carum și atunci aveai niște priorități scurte și clare imediat. Drumuri care arătau ca după bombardament, trotuare iluminat, infrastructură școlară, infrastructură de sănătate, adică în mod obligatoriu te duceai pe astea. Și pe astea era o problemă enormă să atragi bani. Acum paleta s-a lărgit mult mai mult. Dacă ajungem la zone verzi, dacă ajungem la reconfigurări, reamenajări, unde aici în mod normal trebuie să întreb și cetățeanul. Atunci cetățeanul simțea că are nevoie de o stradă, că strada, vă repet, arăta cum arăta după, avea nevoie de apă, avea nevoie de canalizare. Deci prioritățile erau clare, infrastructura. Deci erau clare, nu te duceai să întrebi, bag gaz pe strada asta, trebuia în tot orașul. Bag apă pe strada asta, trebuia în tot orașul. Bag canalizare pe strada asta, trebuia în tot orașul. Deci prioritățile erau clare de infrastructură. După ce s-au rezolvat problemele, încep să apară probleme de vis-a-vis cum se simte cetățeanul. Are un loc de recreere, are un parc, are o bancă. De la necesitățile acestea trecem cumva și are confort, exact, al cetățeanului. Un fel de corso, are un unde să iasă să facă câțiva pași în siguranță și fără să vină să dea o mașină peste el și așa mai departe. Deci acum s-a ajuns în faza asta. În faza sau eu eram centura începută din
80 și ceva, nefinalizată, 3 sfert din ea, un sfert gătată, da? Era normal că trebuia să o continui pe aia. Sau am găsit o primărie care era un schelet, da? Din prefabricate. Păi era normal că era o prioritate că vedeai scheletul ăla. Plus banii erau extrem de puțini. Și atunci nu-ți permitea nici să iei credite, ca și acum. Ai la dispoziție cec bancul să-ți iei credite câte vrei, dar, repet, să duci banii în zona în care crești confortul cetățeanului și acea pistă este folosibilă. Și acel parc, v-am spus, nu taie și amărâta de umbră care o mai găsești vara în orașul Hațeg și aia dispare, sigur, pui niște copăcei de aia până cresc. E bine că se pune ceva deci, în loc, domnule. Eu zic că, mai avem 10 minute din această emisiune. Eu zic că trebuie păstrat. Va fi o campanie agitată? Nu doar la Hațeg, ci în general, pentru că au demarat cumva discuțiile într-un mod foarte alarmant, așa, atunci când a venit vorba despre comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Au fost foarte multe nemulțumiri, să spunem, din partea celor de la AUR în special, dar nu numai. Dar iată că lucrurile s-au așezat. O să avem alegeri comasate 9 iunie, europarlamentare și locale. Cum vedeți dumneavoastră această și perioadă? Și comasarea asta, să știți, au făcut-o cei puternici de o anumită teamă. De teama de a pierde puterea, clar. Ori luată pe repede. Sunt multe, uite, și noi v-am spus. Dreapta Unită, da? Deci principalii contracandidați, și cel care a spus dumneavoastră, sigur că da, pentru că ei sunt în opoziție și atunci ca să păstreze puterea au găsit alegerile mai repede cu 4 luni de zile, stai 4 luni de zile ales, dar nu faci nimic ca până își gata celălalt mandatul, deci vă dați seama au încercat să facă ce le este mai favorabil lor, nici de cum n-au ținut cont de interesul cetățeanului. Așa va fi și campania electorală care va începe. Fiecare va încerca să alege pe coloarul lui de așa manieră încât să câștige primăria, ba alții să rămână și să se perpetueze acolo, deși n-au făcut nimic, la vremuri noi, tot noi. Exact cum au făcut cei de la vârf, care se află azi la putere. Au dat lucrurile peste cap. Nu contează. Nu contează că stai 4 ani, câștigi primăria, dar nu-i, pardon, 4 luni, ești primar, dar nu ești primar. Nu contează că ești consilier, stai 4 luni, dar nu ești consilier. Deci niște lucruri pur și simplu numai să le fie lor bine. Nici de cum să nu credeți că în interesul cet. Păi n-ați văzut că deja curge lapte și miere pe toate străzile și în Hațeg și în Deva și în Hunedoara, pe absolut, le promit și o să vedeți ce o să se întâmple după urmă, o să vedeți și creșteri de prețuri mai puternice, pentru că acum se dau bani din toate pozițiile, să dau bani să-și perpetueze candidații, să-și perpetueze consilierii, președinții de consilii județene și așa mai departe, promisiuni. Eu cred că cetățeanul a ajuns la o maturitate în care nu mai poate fi așa ușor de păcălit de politicieni. Eu așa cred, văd ce s-au întâmplat și cu alegerile acestea, pentru că nu era nicio grabă, niciun zor decât să se facă la termen, dar interesele lor și interesele lor de grup de a se menține la putere i-au făcut neținând cont de cetățean, nu contează cetățeanul, deși fiecare când vine și în toate emisiunile pun în mijloc cetățeanul. Păi, asta aveam să spun, că în această perioadă cel puțin declarativ contează cetățeanul foarte mult. Atât. A spus bine, declarativ, v-am spus, dacă vă duceți, toată lumea le promite, de betul cetățean nici nu știe, crede că dacă știu eu, îl alege pe X, nu știu ce s-a întâmplat. Nu, cetățeanul trebuie să înțeleagă un lucru, că trebuie să stăie ca Ardeleanu, să măsoare de 3 ori și să tai odată. Adică, domnule, ăsta a dovedit reale calități, ăsta nu a dovedit.
celălalt o dovedit, da? Îl votăm cel care credem că ne reprezintă cel mai bine și care într-adevăr ce spune și face. Să știți că eu și sloganul meu este ăsta. Timiș ce promite face. O să vorbim să despre slogan în campania discutăm acum, e mult prea devreme. Păi, dacă m-ați provocat, acum trebuia să spun mai multe lucruri. Sunt mulți primari care în această perioadă parcă lucrează mai cu spor, așa, vedem și în Deva ce se întâmplă, se asfaltează, cei drept lucrări destul de întârziate, pentru că cetățenii sau parte dintre cetățeni sunt nemulțumiți că au durat atât de mult și finalizarea pistelor de biciclete, a trotuarelor, a drumurilor și așa mai departe. Cam același lucru se întâmplă în toate comunitățile din județul Hunedoara. Din păcate aveți perfectă dreptate. Sau a venit primăvara acum și ca să citez așa, timpul ne permite, nu? Toată lumea se grăbește să mai facă ceva. Păi eu tot timpul mă întreb și să știți că eu n-am făcut niciodată. În fiecare an trebuie să pui o cărămidă, două să zidești, încât o construcție să fie gata în 4 ani de zile și să poți ieși în fața cetățeanului să spui eu am făcut. Majoritatea vin, eu voi face. Păi tata, ai fost la butoane 4. Păi știți, am făcut, am câștigat proiectul. Ăla, ai răbdare, că un proiect nu se implementează peste noapte. Doi, se implementează cu costuri. Nu-i suficient, gata, l-am câștigat. Până intră în implementare, poți să-l și pierzi. Mă înțelegi? Deci sunt multe lucruri. Corecții financiare, că avem și astfel vedeți, de exemple. Păi vedeți, și corecțiile înseamnă bani de tot din buzunarul cetățeanului, pentru că proiectul este făcut prost. Pentru că dacă este făcut un proiect bun și nu pe repede înainte că vine campania electorală și să avem cât mai multe proiecte, că dă bine în fața cetățeanului, am și aia. Proiectele sunt o problemă și v-am spus, corecțiile sunt și o mai mare problemă. Pentru că corecțiile nu le plătește nici ADR-ul, nici companiile, nici nimeni. Plătește comunitatea respectivă. Păi vedeți, și aia înseamnă că în loc să ai contribuția de 10%, ajungi să ai contribuție de 50%. Și dacă tragi linie și te gândești proiectul ăla, nu-l mai făceai pentru că era altul mai prioritar. Deci cam așa s-a lucrat cu Heirupu. Și avem proiecte și că unele sunt în derulare. Mă apuc repede să arunc 10 roabe de asfalt, nu știu unde, 20 dincolo. Încep și o pistă de biciclete, mai încep. Nu... Mie mi se pare că totul este haotic numai de a lua ochiul cetățeanului și de a-l mai minți odată. Am spus un gospodar. Nu îngrașă porcul înainte de Crăciun. El trebuie în anul în care o trecut. V-am spus, pui câte o cărămidă și faci, implementezi câte un proiect, două în fiecare an, ca după un mandat de 4 ani să vii, să-i spui, am făcut asta, mai am pe care le voi derula. Dar am și de făcut am făcut foarte puțin. Deci sunt multe lucruri care în campanie electorală sunt făcute pur și simplu de a lua ochii cetățeanului. Și dacă vă spun că pe urmă vor apărea și costurile la unele, te ia cu durere de cap. Dar costurile ei mizează... Costurile și explicațiile. În ultimele trei minute vreau să discutăm puțin și despre echipa de robotică, o echipă care s-a conturat aici la HACEG. Nu este deloc ușor, sunt destul de multe și în județul Hunedoara, au luat exemplul copiii așa unii de la alții, lucru foarte bun pentru că își ocupă timpul într-un mod foarte plăcut, doar că ceea ce înseamnă participarea acestor tineri la anumite competiții județene, naționale, poate chiar și internaționale în cazul unora, înseamnă și foarte multe costuri. Așa, cu pași mărunți s-a conturat această echipă și aici la HACEG. Ați reușit în calitatea pe care o aveți de consilier local să faceți mai mult pentru acești tineri? Întreb acest lucru pentru că discutând și cu echipele de robotică de la Hunedoara și de aici de la Deva, știu că unii dintre ei au sprijinit cu anumite componente pe acești tineri de la HACEG pentru a putea să prindă și ei aripi până la urmă. Corect. Ați reușit și să bine faceți ați zis, ceva în vă sens? Spun, de când au intrat în competiție, de fiecare dată, din păcate am fost singurul care am pus problema în Consiliul Local ca cei tineri trebuie sprijiniți. Vedeți dumneavoastră, aici greșim, pentru că nu punem accentul care trebuie să-l punem pe școli, nu punem accentul care trebuie să-l punem pe copii. În loc să-i încurajăm
să meargă pe asemenea lucruri și nu pe altele, că ați văzut că și în Hațeg s-au și bătut, da, ca peste tot. Deci în loc să-i canalizăm, să-și consume energia și societatea, și Consiliul Local, și primăria, și școlile, să canalizăm acești copii spre lucruri care le sunt și lor de folos în viitor și comunității, accentul este foarte, foarte mic. V-am spus, a trebuit să insist aproape în fiecare ședință de Consiliu Local, deși să dau bani cu carul pentru o martie care e plătit de primărie, care îl organizează primăria, de ziua tineretului, de ziua copilului, deci să dau sume importante spre echipa asta de robotică care a fost la Iași, a reușit să câștige și un prețiu, la un premiu la etapa națională și pot să îi felicit din tot sufletul și să le spun că eu și colegii mei care suntem în Consiliul Local sprijinim din tot sufletul și am sprijinit în permanență și că spunem că fac un lucru extraordinar și că vor fi în continuare sprijiniți de noi. Deci vă spuneam, și în zona asta trebuie să ne ducem, și în zona asta trebuie să gândim că din păcate sunt alte atracții pentru tineri care sunt nocive și din păcate îi distrug în loc să-i formez. A trebuit să avem cât mai multe echipe de robotică, cât mai multe echipe în alte domeniu, că am văzut și în zona citești și câștigi. Și acolo am văzut și m-am bucurat pentru că încep acțiuni în care canalizează elevii și copiii în anumite zone. În loc să-și consume energia în altă parte, îi canalizează spre ceva, da, ce le este... Stimulați uneori, sigur că da. Vreau să vă spun că fără sponsorizare, de multe ori și am auzit și știu, pentru că cunosc mai mulți părinți care sunt implicați, echipa s-a format, s-a perpetuat datorită părinților. Ei au contribuit cu bani, ei au încurajat copiii, sigur, și dascălii care au fost din liceu. Dar marea contribuție este a părinților. Și, sigur, nicio secundă nu putem să neglijăm copiii, care ei sunt în centru. Și încă o dată îi felicit și le urez succes și le spun din suflet că tot timpul voi încerca să fiu lângă ei și să-i ajut. Pentru că au nevoie de multe, să știți, nu numai de încurajări. Dar v-am spus, partea financiară în mare au rezolvat-o părință. Felicitări și succes pe mai departe, copii! Îi felicităm și noi și le dorim mult succes mai departe și cât mai mulți oameni, de ce nu, să îi sprijine, pentru că merită, așa cum spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme, trebuie să investim în tineri, mai ales în aceia care își doresc să nu aibă un parcurs mai obscur așa, care din păcate este tot mai prezent, vorbim de consum de droguri, violențe fizice și așa mai departe, așadar să-i încurajăm cu toții. Să vă spun un lucru, dacă se bătea cineva la hață, era un break news, da? Dacă au câștigat copiii și au câștigat un premiu important, n-am văzut niciun bregnos. Deci îmi pare rău că câteodată știrile sau alergătura după știri și de senzațional este mai important decât rezultatul unui copil. De aceea și dumneavoastră televiziunile aveți un rol important de a prezenta știri pozitive și nu numai negative, să știți. Trebuie să existe un echilibru, la fel ca și în politică, în administrație și în orice alt domeniu de activitate. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm, domnule Timiș. Și vă mulțumesc, o zi bună. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!